Zi în care
care prunc vin la 40 de zile a fost adus la templul din Ierusalim. Se împlinesc 40 de zile de când cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup. De când soarele dreptății și răsăritul cel de sus a venit în chip văzut în lume, dăruind lumină lumii și în același timp dragoste nemărginită zidirii sale omului. La 8 zile l-am văzut pe Hristos la templu, mergând a fi tăiat împrejur după rânduiala legii vechi. Iată că la 40 de zile se împlinește o altă rânduială a legii vechi, că se obișnuia ca mama și pruncul să vină la templu din două motive. Pentru a se curăți mama, pentru închinat pruncul Domnului. Sigur că vom găsi corespondent în taina Sfântului Botez și în rânduiala ce se face de la prima zi după nașterea pruncului și până la înbisericirea lui. Se obișnuia ca cei ce veneau să închine copilul să aducă după rânduială o pereche de porumbei sau de turturele spre jertfă. A venit la templu, iar la templu au fost așteptați. Desigur, îndemnat prin inspirație dumnezeiască de dreptul Simeon. Am auzit citirea Evangheliei de astăzi și am auzit faptul că acest om evlavios și temător de Dumnezeu și drept, așa cum este numit, nu a gustat moartea până ce nu a văzut pe Hristos Domnul. Simeon s-a născut cu aproximativ 300 de ani înaintea nașterii lui Hristos, intuind că la momentul respectiv avea la întâlnirea cu Hristos 300 de ani. A fost ținut în viață, desigur, prin putere dumnezeiască pentru a se Scriptura. El a fost un om cărturat, un om învățat și preot la templul legii celei vechi. Tradiția bisericii noastre și sinaxarele bisericii noastre spun că faraonul Ptolomeu, Filadelful al Egiptului, de asemenea un om învățat, a dorit să traducă cartea legii celei vechi din limba ebraică în limba greacă. Și a dus de la templul din Ierusalim, unde se păstra cu sfințenie Cartea Sfântă, 70 de învățați, preoți și cărturari, care să facă această traducere a Cărții Sfinte. Aceeași tradiție ne spune că dreptul lui Simeon i-a fost rânduit să îl traducă pe profetul Isaia, care spune despre venirea în lume a Fiului Dumnezeu. Prorocește. Iată, Fecioara va lua pântece și va naște fiul și va pune numele Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Ajungând la această traducere, a crezut că este greșit textul. Pentru că nu se poate ca o fecioară să nască și să rămână fecioară. Și a corectat textul cu penița
în felul următor. Iată, fecioara tăinuită de bărbatul ei. A doua zi, revenind la traducerea cărții, a observat corectură în textul pe care el în mâna sa îl scrisese. Corectura, desigur, corectă în voia lui Dumnezeu. S-a întâmplat același lucru și în următoarea zi. Iar a treia zi, când a dorit din nou să corecteze, neștiind ce se întâmplă, spune tradiția bisericii și sinaxarul, că Arhanghelul Gavril a luat mâna lui și a scris textul de la prorocul Isaia, cel care mărturisește despre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Sigur, un eveniment care leagă învățăturile Scripturii și care oferă lumină și continuitate adevărurilor de credință. La templul din Ierusalim, dreptul Simeon, la vârsta pe care a amenințat-o mai devreme ce o avea, primește în brațe pe pruncul Iisus, venind cu mama sa Maria și cu dreptul Iosif. Rostește cuvintele pe care le rostim cu toții la slujba vecerniei, dar și poate auzindu-le dumneavoastră la îmbisericirea pe care se face pruncului de către preot la vremea rânduită în biserică. Și anume, acum se pozește pe rogul tău, stăpâne, în pace, căci păzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sunt cuvintele de mulțumire și binecuvântare pe care dreptul Simeon le rostește în fața Maicii Domnului și a pruncului Iisus. Ne întrebăm unde s-a lăsat Iisus și Maica Domnului să fie binecuvântați de către dreptul Simeon. Pentru că ne spune Scriptura, i-a binecuvântat, a luat pruncul în brațe și a rostit rugăciunea ce am rostit-o împreună mai devreme. S-a lăsat în aceeași măsură în care legea lui Dumnezeu se împlinea treptat, așa cum a acceptat de bunăvoie ca mâna omenească să se atingă de creștetul capului său în râul Iordan. Avea nevoie Fiul lui Dumnezeu să fie binecuvântat de mână omenească sau Maica Domnului? Însă aici regăsim taina preoției. Când preotul rânduit prin această taină și ales de Dumnezeu binecuvintează popor și sfințește viața omului prin invocarea Duhului Sfânt cu rugăciunile care sunt rânduite și potrivite vieții Lui. Hristos se lasă binecuvântat și Maica Domnului împlinind astăzi astfel învățătura legii celei vechi. La templu ne spune același evanghelist Luca, trăia și prorocița Ana, o femeie în vârstă, care trăise doar 7 ani de la căsătorie cu bărbatul ei, fiind văduvă de 84 de ani și care, de asemenea, inspirată de Duhul Sfânt, a venit spre a vedea pruncul și a mulțumi lui Dumnezeu. Osemintele sale s-au risipit la templu,
Se spune că la 1000 de ani după întâmplarea de la templul din Ierusalim, împăratul roman bizantin a dus osemintele sale la vintele sale moaște la Constantinopol. Și dreptul Simeon a fost îngropat tot în apropierea sau lângă templul din Ierusalim. N-a fost numai drept Simeon, ci a fost și proroc. Desprinde acest lucru tot din paginile Sfintei Scripturii, din Evanghelia pe care astăzi am auzit-o citindu-se. Spunându-i Maicii Domnului și privind pruncul, iată, acesta este pus spre căderea și mărirea multor neamuri, dar și ca semn de împotrivire. Iar Maicii Domnului îi spune că prin sufletul tău va trece sabie, știind Dumnezeu ce urma să se întâmple în viața Maicii lui Dumnezeu. Iată ziua de astăzi descrise în puține cuvinte, din punct de vedere istoric, dar și cu însemnătate creștinească pentru noi cei de astăzi, căci Fiul lui Dumnezeu, împlinind toate ale legii vechi și la vremea cuvenită învățării în public, adică la 30 de ani, își începe activitatea sa publică, misionară și învățătorească pe pământ și între oameni. Astăzi, în rânduiala Sfântului Botez sau după rânduiala Sfântului Botez, facem rugăciunea de înbisericire a pruncului. Însă, la venirea pruncului în lume, se face rânduiala de molitvă, așa cum am obișnuit să spunem, să sfințească preotul apa, ca mama să o pună în apa de băiță de seara spre a scălda și a spăla pruncul. Mamei îi citește rugăciunea de curăție, de curățire, ca ulterior să poată intra în casa lui Dumnezeu, să se poată spovedi și împărtăși, săruta și cinsti crucea și sfintele icoane. Iar pruncului îi citește și rugăciunea de punerea numelui. Practic, la imediat după naștere, făcându-se și împlinindu-se această rânduială, mama este curățită, iar pruncul poartă nume. La botez se certifică numele care s-a pus pruncului la momentul citirii rugăciunii amintite. Sigur, urmează la 40 de zile sau atunci când rânduiesc părinții și familia botezul pruncului cu toate cele ale rânduielii liturgice, administrându-i se și taina mirungerii în cadrul tainei Sfântului Botezului, unsfiind pruncul cu Sfântul și Marele Mir, primind darurile Duhului Sfânt, iar în finalul slujbei botezului, tainei botezului, pruncul este împărtășit cu Sfintele Taine, trupul și sângele lui Hristos, primind pe Hristos în viața Lui. Cântăm în timpul tainei Sfântului Botez, câți în Hristos ne-am botezat, v-ați îmbrăcat, în Hristos v-ați și botezat. Iar imediat săvârșim și slujba de înbisericire a pruncului în Biserica lui Hristos. Dacă este departe femeiască, sigur, rost
rostindu-se rugăciunile, este adusă în fața Sfântului altar, în fața iconostasului și închinată icoanelor, rostindu-se rugăciunile după rânduială, iar dacă este departe bărbătească, este închinat în Sfântul altar, sigur, cu rugăciunile aferente momentului liturgic. Iată cum împlinirea legii celei vechi își găsește corespondent în legea cea nouă și acele momente liturgice de rugăciune se leagă și acum în viața unui om desăvârșitul. Căci Hristos, intrat în viața unui om, omul îmbrăcându-se cu Hristos la taina botezului și gustând din trupul și sângele său, îi se deschide împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Ignatie Teoforul, întrebat fiind de împăratul roman Traian, de ce te numești Teoforul? Teofor înseamnă purtător de Dumnezeu. De ce te numești Ignatie Teoforul? Iar el răspunde nedumerit la întrebarea împăratului roman, pentru că îl port pe Hristos în inima și în mintea mea. Îl purtăm pe Hristos în mintea și în inima noastră, de la botezul nostru, dar nu tot timpul suntem conștienți de prezența lui Hristos în viața și în inima noastră. Dacă l-am putea privi mereu pe Hristos, cu siguranță că multe din cele pe care le săvârșim nepotrivite, nu le vom săvârși sau nu le vom mai săvârși, pentru că avem această conștiință ce dictează minții, inimii și voii noastre. De aceea, cei ce ne numim creștini și stăm îmbrăcați în Hristos și al avem pe Hristos în inima și viața noastră, să nu îl compromitem prin faptele pe care le săvârșim, prin vorbele pe care le rostim, prin atitudinea pe care o avem față de semenii noștri, ci dimpotrivă să-l exemplificăm în viața noastră prin tot ceea ce este bine plăcut și frumos înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze viața, familiile noastre, iar pruncul Domnul nostru Iisus Hristos, soarele dreptății și răsăritul cel de sus, așa cum este descris în Sfintele Evangheliei, să fie lumină